Bună ziua, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Portre de Fermier. Suntem în județul Arad, în localitatea Semlac și stăm de vorbă cu domnul Dan Herțeg. Vreau să-i mulțumesc pentru faptul că ne găzduiește și ne împărtășește din experiența domniei sale de fermier. Bună ziua și bine v-am găsit aici la dumneavoastră acasă. Bună ziua, AgroTV, bună ziua, domnul Ghinea, bună ziua invitațiilor noastre. Bine ați venit din nou, ați revenit din nou la Semlac. Mă bucur că veniți în zona noastră. Urmărim emisiunile noastre, emisiunile AgroTV și chiar sunteți televiziunea care oferă satului românesc cam tot ce vrea ca sursă de informare, ca informație, ca imagini și ca expertiză. Mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte frumoase. Sunteți unul dintre cei mai importanți fermieri de aici din vestul țării, lucrați o suprafață importantă de teren. Vreau să-mi spuneți cum a fost anul acesta agricol, an agricol care se apropie de final pentru fermierul Dan Herțeg. Un an 2018 pe 2019 care a început greu, s-a terminat. Pe două campanii, mă refer la rapiță și la greu, foarte greu, cu producții foarte slabe. Nici acum 26-27 de ani, la începutul agriculturii noastre, nu aveam producțiile astea de 2900-3000 de kilograme de greu la hectar, 2300-2400 de kilograme de rapiță. Probabil că am avut la începuturile noastre când cultivam rapiță, dar la greu nu am avut un an așa de slab. Sperăm și cred că totuși porumbul ne va salva anul acesta. Am avut un an extraordinar la porumb. Pot să vă spun că anul trecut n-a plouat, cred că din luna septembrie până prin decembrie, undeva la 15-20 de litri. A reușit să salvăm din 830 de hectare de rapiță 272. A venit o zăpadă în luna decembrie, peste iarnă n-am avut precipitații, din decembrie-ianuarie și până în 27 aprilie am avut 24 de litri de precipitații. Din 27, de când am început musonul, de când au venit ploile, până la recoltat, am avut 656 de litri de ploaie. În două luni jumate, aproape trei luni, a plouat cât o medie anuală în zona noastră, un an foarte atipic, foarte interesant, dar cred că ne-am obișnuit să vorbim de ani atipici, an de ani altceva, unii zic provocare, alții zic că e an atipic, e un an mai interesant și anul acesta, porumbul arată bine, în porumb vom intra în 2-3 săptămâni la recoltat, acolo o să filmăm, o să vedem, eu zic că facem 12-13 tone de porumb, avem porumb mai bun ca și anul trecut. Am făcut 2462 de kilograme de rapiță la hectar, am vândut-o cu 1,60 lei, suntem undeva pe zero. Cu subvenție și cu arendă ne acoperim undeva pe zero. Putem să zicem că anul ăsta, într-un an slab, rapița e un caz fericit. E zero, nu e minus. Floarea soarelui nu ați cultivat. Floarea soarelui n-am cultivat, n-am mai cultivat de câțiva ani. Floarea soarelui, din păcate, era o cultură care îmi plăcea, dar de ani de zile are un preț foarte mic și nu ne acoperă nici costul de producție, să fim realiști. Bun, vreau să-mi spuneți dacă, în ciuda tuturor dificultăților pe care le aveți, pe care le-ați avut, ați reușit să mai faceți și anumite investiții, pentru că de fiecare dată ne reîntoarcem la investiții, că vrem, că nu vrem, ele sunt o necesitate, trebuie să țineți pasul cu agricultura modernă, dar în același timp, prin investițiile în utilaje și mașini agricole, reușiți să compensați și lipsa forței de muncă, nu în cazul dumneavoastră, că știu că aveți oameni cu care lucrați de mult timp, dar poate fi o soluție această investiție pentru a compensa lipsa forței de muncă. Păi anul ăsta am cumpărat o mașină de erbicidat, trebuie să vină până în 10-15 septembrie, tractată de 6.000 de litri, că în primăvară, primăvara asta fiind, adică primăvara spre vară, primăvara spre vară fiind un pic atipică cu ploile astea tot la două zile, la o zi, la trei zile, am simțit că parcă ar fi nevoie încă de o mașină de erbicidat, am luat o mașină de erbicidat, v-am zis, de 6.000 de litri și ne plătim ratele la ce am luat anul trecut. Anul trecut, după întâlnirea noastră, am mai cumpărat un tractor articulat, șenilat, de 620 de cai, două utilaje aferente după el, cu care facem o diferență foarte mare. Avem 10 tractoare pe roți,
dar nu putem să cumpărăm acest tractor pe șenile, cu trei tractoare pe roți, și omul, și condițiile, și randamentul, și consumurile, și calitatea lucrării, și se intră și pe uscat, și pe moale, și pe prin baltă, și prin orice cu el. Anul ăsta, dacă era un an atât de slab la grâu și la rapiță, nu vă ascund că acum când ne întâlneam, mai aveam un contractor pe șenile în fermă. Ați rămas impresionat de calitățile pe care le are acest utilaj. Vreau să-mi spuneți dacă, în ciuda tuturor dificultăților, cei din administrația publică, organele de control, vă tratează cu aceeași seriozitate, cu ghilimele de rigoare, ca și anii trecuți, dacă vă vizitează la fel de des și mai ales dacă găsiți în ei parteneri, ci nu un organ care vine doar să sancționeze. Nu pot să vă spun. Aici vă spun simplu. Noi suntem un caz foarte fericit. De 3 ani de zile suntem la controlul APIA, cu ghilimele de rigoare, cum ați spus și dumneavoastră. Primim subvenția anul trecut. Subvenția de anul trecut am primit-o anul ăsta în aprilie și în mai. Subvenția de anul ăsta o primim probabil la tot așa anul viitor, în aprilie, în mai, în iunie, nu știu când o primim. Stăm bine, domnul ministru ne spune că au primit 90% dintre fermieri subvenție, este foarte adevărat, este foarte bine, numai că nu ne spune un simplu lucru, câte hectare au acei 90% dintre fermieri. Că procentul e o mare minciună, procentul din zero este zero. 93% din acei fermieri probabil că reprezintă 3 milioane de hectare de pământ. Din 90 cât are România, 10% reprezintă diferența. Acești 10% sunt fermierii care plătim taxe, impozite, salarii, TVA-uri, taxe pe arendă, taxe pe de toate, și noi acei 10% suntem cei ce ne descurcăm și fără, zic unii sau cred alții, da? E destul de greu să ne descurcăm, ne descurcăm. Haideți să mergem să vedem cum arată porumbul pentru momentul ăsta și sunt sigur că vom reuși să lămurim și alte aspecte legate de viața de fermier de aici din vestul țării, pentru că agricultura de fiecare dată vine cu noi provocări, așa cum ziceați dumneavoastră, cu noi situații pe care trebuie să le depășiți. Un lucru bun poate fi că de fiecare dată o puteți lua de la zero și o nouă zi poate reprezenta o nouă șansă, o nouă speranță. Mergem, domnul Ghinea. Am un prieten pe Constanța, pe domnul Voicu, și îmi spunea: Dănuțe, portul e lângă noi și ploaia e la voi. Anul ăsta, din păcate, portul a rămas la voi, dar la noi apa n-a venit. Cum se prezintă pentru momentul ăsta cultura pe care dumneavoastră ați mizat atât de mult anul acesta? Porumbul anul acesta arată, se vede că arată bine, este destul de bun. Am riscat, am mers pe densitate foarte mare. Aici avem 75.000 de plante semănate la hectar. Dacă nu ploua, aici puteam să intervenim cu irigațiile. V-am mai povestit, noi am reușit să reabilităm un pic sistemul de irigații, dar am avut noroc. Nu a fost nevoie de prin 27 aprilie, de când au început ploile, până acum o lună și ceva, de când chiar nu ne plouă și iar e o problemă că nu plouă, putem pregăti pentru rapiță, pregătim destul de greu. Nu va răsări rapița până nu vine ploaie, 10 zile, 12 nu arată ploaie, nu știu ce va fi. Cu rapița porumb arată bine, dacă vorbim de porumb, eu zic că facem aici un 10, 11, 12 poate tone și mai mult, vedem unde va fi. În 2-3 săptămâni intrăm la recoltat și atunci putem să vorbim când ne arată cântarul despre ce vorbim. Calitatea, ați verificat-o până acum? La calitatea porumbului nu cred că avem mari probleme. Dacă e nevoie de uscat, de diferență, de umiditate, o să-l uscăm. Și altceva, pe aflatoxină 25%, ce avem contractele, ne încadrăm. Nu știu, dar o fi o problemă. Parte din el o să vindem undeva la 4-5 mii de tone. 4-5, poate 6 mii de tone le ținem până la primăvară. Să vedem cum se mai calibrează prețul până în primăvară și la porumb și la grâu. Și la primăvară, după ce primim subvenția spre vară, atunci o să tragem linie. Știți că anul calendaristic de în decembrie, anul agricol se termină la începutul noului an de recoltat. Vreau să-mi spuneți prețurile care ar trebui să fie încât să vă acoperiți cheltuielile și să ieșiți și pe profit. Păi prețurile nu le putem face noi, din păcate. Poate n-ar fi rău o bursă, poate n-ar fi rău altceva.
Iar dacă avem momente de alea când ne scapă câte un porumbel din gură și ne lăudăm că avem producții de alea imense, în momentul ăla, în 2, 3, 4 zile, o săptămână, se simte în piață prețul la porumb sau la despre ce-i vorba, scade prețul. Asta e, asta facem, numai că meritul este al nostru și al celui de sus, al lui Dumnezeu, că ne dă ploaie sau nu. Nu e meritul altcuiva că sunt producții record în țara asta. Meritul fermierului și agricultorului și a fiecare dintre noi care trudește la 35-36 de grade, 40 de grade în câmp. Spuneți-mi dacă vă gândiți la procesare în viitor. Cred că în viața asta nu. Poate în cea următoare. De ce? Asta nu. Nu știu ce să zic despre procesare. Nu m-am axat pe domeniul ăsta și cu zootehnia, vedeți vieții colegi fermieri cu zootehnia și mai ales cu porcul, ce probleme mari sunt. Nu vom putea și cu pesta asta nici cum să ne oprim, eu zic că poate câțiva ani de zile vom avea tot problema asta cu pesta. La procesare la fel, dacă n-ai unde să vinzi, n-ai piață de desfacere, problema va fi piața, nu procesarea. Ar fi piața, nu procesarea. Din păcate, noi am ajuns să fim economie de consum, nu de produs, de producere. Iar despre procesare, pot să zic că ar putea și alții să facă procesare. Cred că n-ar fi bine să le îmbinăm, să facem de toate și noi. Ar fi bine care își face cultura câmpului să facă bine, care își face procesare să facă bine, care face comerț să facă bine, să câștige fiecare de bun simț și toată lumea ar trăi și ar merge mai departe. Aveți probleme cu animalele sălbatice în zona asta dumneavoastră? În zona în care ne aflăm, foarte, foarte mici probleme. Aici nu ne umblă mistrețul, căprior, foarte puțin, iepure, vânat mic, nu-i chiar o problemă. Avem alte zone, pe cealaltă fermă, pe Secusigiu, zona de lângă Mureș, de lângă Bădure, și aici pe Semlac, zona din spate, dinspre Mureș. Nu mai cultivăm de ani de zile porumb în zonele acelea, cu toate că am putea să irigăm direct din sursa de apă din Mureș. E mistrețul și ne distruge tot. Am avut acum 4-5 ani 52 de hectare de porumb, au răsărit frumos, undeva la 4-6 frunze, în 3 nopți au mai rămas 1000 de plante. O situație, din păcate, care se regăsește la nivel național, ceea ce ați relatat dumneavoastră, numai că cei care administrează respectivele fonduri de vânătoare, fie nu-și fac datoria, fie sunt neputincioși. Păi auzeam colegi că s-au judecat cu fondurile de vânătoare, cu cine era, cu cinegeticul din România și li se spunea la un moment dat să-și îngrădească terenurile. Nu mai simplu ar fi să îngrădim pădurea sau nu mai simplu ar fi să hrănim, dar real, vânatul din pădure, real și încă o dată repet, real, nu doar scriptic. Și s-a rezolvat problema. Vreau să-mi spuneți pentru anul ce vine, anul agricol ce urmează, la ce culturi v-ați gândit să înființați și ce credeți că se va întâmpla în perioada imediat următoare, ținând cont și de noua politică agricolă comună, de subvenții, de faptul că urmează atâtea schimbări, atât pentru fermieri, dar și pentru economia românească, dacă stăm să privim pe ansamblu agricultura, ramură importantă a economiei. Pentru anul viitor vreau să cultivăm, suntem pregătiți să intrăm la semănat de rapiță, dar nu se arată ploaie 10 zile, mai stăm probabil până săptămâna viitoare, până pe 2-3 septembrie, începem la semănat, intrăm cu 3 semănători, în 7-8 zile semănăm undeva la 1000 de hectare. Așa avem cam 1100 de hectare de rapiță, 1000 și vreo 200 de grâu, vreo 700 și ceva de hectare de porumb. Pentru anul viitor. Pe politică și pe subvenții și pe... Dacă se plafonează subvențiile, vom avea noi, fermierii un pic mai mari, o să avem probleme, fermierii foarte mari o să aibă foarte mari probleme. Bugetul României va pierde de două ori, odată că nu vor veni bani pentru subvenții și a doua oară, nici la PIB-ul României nu va mai intra un 5-6% cât intră astăzi din agricultura românească. Știu că dumneavoastră doriți să faceți irigații, ați făcut mai multe demersuri în sensul ăsta. Ce s-a întâmplat cu stațiile care deservesc zona asta? O stație de punere sub presiune, cea de pe Semlac, este funcțională, este finalizată. S-au făcut probele finale, 6-7 zile sub presiune, s-a ținut apa, deci una este gata, cea din Pereg este aproape de final, cred că în 2-3 săptămâni este finalizată. Am înțeles că ANIF-ul vrea să aloce și bine ar face niște bani pentru stația de bază care deservește cele două stații, să
refacă și ei stația de 30 de ani, nu s-a mai făcut nimic, da. Nu de 30 de ani, din 1967-68 când s-a făcut stația de pe Mure și celelalte două stații, nu s-a mai reabilitat, nu s-a mai făcut nimic decât mici intervenții în curățarea canalelor, în lucruri de astea mărunte. Dacă s-a reabilitat și stația, s-ar putea iriga pe zona Semlac-Pereg și spre Șeitin, undeva la 7400 de hectare. Spuneați un pic mai devreme cu amărăciune în suflet faptul că subvențiile la dumneavoastră întârzie să apară, nu sunteți în primul an în care nu primiți la timp subvenția, cu toate că n-ați avut probleme. Nu am avut probleme, suntem la control, probabil suntem o firmă un pic mai mare și se adună mulți bani din subvențiile noastre, am impresia, undeva la un nivel, unde se blochează, durează mult controlele astea, se finalizează. Vedeam mașini de apă în câmp, oamenii veneau, își făceau treaba, dar undeva se blochează și subvențiile ajung să ne intre în aprilie, în mai, plus că ni se promisese de mulți ani de zile, de la cel mai înalt nivel, că vom fi nu ajutați, vom fi și noi va fi corect statul român cu noi și nu vom mai fi impozitați pe subvenție. Și astăzi, pe societăți comerciale, subvenția intră ca venit și se impozitează cu 16%. Iar când se iasă pe posturile de televiziune și se spune că e subvenția 200 de euro, noi am primit anul trecut 178 de euro subvenție, impozabilă 16%, deci undeva la 152 de euro. Omul când ieși și cere arenda, zice, păi 200 vă dă țara, păi cât dați arendă? Cu toate că noi dăm arendă și anul ăsta, într-un an, eu zic că nu greu, foarte greu, dar, mă repet, îl vom trece fără niciun fel de problemă. Primim subvenția cu întârziere, o primim subvenția impozabilă, o lăudăm că e 200 de euro și nu este 200 de euro și noi dăm arendă totuși și anul ăsta undeva la 900-1000 de lei. Plătim impozitul la primărie și plătim impozitul pe venit aferent arendei realizate de fiecare arendaș, arendator. Proiecte europene? Vă gândiți să demarați? Ar fi ele o soluție? Când spun soluție, e clar că ar fi o soluție, dar o soluție viabilă? Proiecte europene, momentan, mă gândesc doar pe irigații. Să vedem ce aduce nou PAC, dacă se schimbă ceva. Noi, ăștia mai mari, am fost și la proiectele europene defavorizați. Aveai fermă de, eu știu, 300 de hectare, puteai să faci proiect, aveai ferma prea mare. Cu toate că, mă repet, țara ia taxe, impozite, tot felul de, din salarii, din arendă, din toate, da? De la fermele mari, nu de la cele mici. Se ajută cele mici, foarte bine se ajută cele mici. Cred că ar fi corect să fim și noi, nu neapărat ajutați, să fim toți egali, dacă lucrăm într-o piață concurențială egală. Europa oricum face o diferență foarte mare între noi. Prețul grâului în Europa e 200 de euro, prețul grâului în România e 115 euro, prețul porumbului în Europa e 170 de euro, la noi este 120 de euro. Sunt 60-70 de euro la tonă, dar mulțim cu 6-7-8 tone, 500 de euro diferență pe hectare, mulțim cu 1.000-2.000-3.000 de hectare, e vorba de 1.000.000 de euro. Acei bani ar putea să meargă și la muncitorii noștri, ar trebui să meargă să lucreze afară, ar putea câștiga la noi mai mult. Am eu câte vorbă și când mă supăr, câteodată spun, vom aduce nemți să lucreze, la ce bani puteam și noi să dăm salarii. Dar pe noi ne ține cineva jos. Plus că văd că și statul nostru român vrea să ne mai țină un pic în jos, să ne impoziteze, dacă poate, arenda, să ne dea prețuri mai mici pe produse, să... Dacă simțim că e un an un pic mai bun, să ieșim cu declarații de alea și să spunem că producția va fi atâta, automat să ne mai scadă un pic prețul. Deci să fim faultați din orice poziție. Nu mi se pare chiar corect. Spuneați dumneavoastră că în ultima vreme au venit în curtea fermei fel și fel de organe de control de la diferite direcții. Se justifică toate aceste controle din punctul dumneavoastră de vedere și vreau să le dăm telespectatorilor noștri câteva exemple, pentru că nimeni nu e absurd sau nimeni nu are de gând să nu fie deschis cu cei care vin să-și facă treaba, dar sunt și anumite direcții care nu știu ce legătură sau câtă legătură au cu agricultura. De un an, doi, vine DSP-ul, ne face, ne verifică dacă avem
autorizație, sonde de monitorizare a căldurii, a temperaturii din cereale. O facem noi, oameni buni, că interesul e nostru. Cerealele sunt ale noastre. Cerealele sunt casa noastră care e girată la bancă, dacă mai există sau nu. Deci sigur că mă uit în cereale, că nu vreau să-mi pierd casa. Și cred că din 2009, de când am făcut ultimul proiect european, mă refer noi ca societate, am făcut ultimul proiect european și până astăzi nu s-a schimbat mare lucru. Probabil că s-au mai împovărat vieții oameni. Ne cerea pe vremurile alea negare de la DSP, de la DSV, de la tot felul de organe. Păi dacă n-am nevoie de autorizație pentru a-mi lua un utilaj, de o aprobare, de ce îmi cer negare? Ca să mă stau și acolo 30 de zile, ca să mă duc și acolo la poartă și să stau și să mă rog și să mă umilesc. Totuși banii ăștia vin din comunitate, de unde participă și poporul ăsta român și plătește și poporul ăsta român niște bani. Banii ăștia vin ca subvenții și ca ajutoare directe pe hectar, indirecte pe producție și indirecte pe proiecte europene, da? Ăștia sunt banii tuturor. Nu cred că trebuie, după ce am plătit toate niște sume frumoase de bani către statul român și suntem mândri și bucuroși că putem plăti, că avem nevoie și de învățământ, și de cultură, și de educație, și de armată, și de toate în țara asta, să ne mai umiliți încă o dată, să mai mergem să stăm și să cerem din nou o negare. Deci să ne dați o hârtie prin care nu e nevoie de hârtia asta de la noi, de la dumneavoastră, pentru noi. Nu știu de ce. Domnul Herțeg, vă sprijinim cu toată puterea, noi cei din presa agricolă, noi cei de la Agro TV, și de fiecare dată am fost mesagerii dumneavoastră către cei care conduc agricultura românească. Profitând de întâlnirea noastră de astăzi, ce le spuneți celor din Guvernul României, celor care iau decizii acolo la nivel înalt, iar toate hotărârile dânșilor se răsfrâng asupra activității dumneavoastră. Ce ar fi nevoie din punctul dumneavoastră de făcut în perioada imediat următoare, măcar pentru a nu vă îngrădi, măcar pentru a nu vă îngreuna și mai mult activitatea? Nu putem să le mai spunem nimic. Ni s-a promis că subvenția nu va mai fi impozitată de 5-6 ani, 7, nu, din 2007 tot se impozitează subvenția. Să rezolve problema asta, ar fi 12 ani, ar fi suficient. Ar trebui să bat acum noi europarlamentari români pentru neplafonarea subvențiilor, cu toate că mulți nu sunt de acord cu mine, să știți că și noi producem și noi cred că chiar producem cereale pentru țară, pentru export, nu contează, producem cereale. Să dea o lege cu terenurile, cu vânzarea terenurilor, să dea o lege a comasării terenurilor, să dea o lege a comasării terenurilor. Semlacul este un caz fericit, Pecica, sunt zone în țară, sunt zone, cazuri fericite, unde s-au înțeles fermierii și oamenii între ei și și-au grupat terenurile. Dar sunt zone, să știți, unde cu tractor de 620 de cai și cu utilaj de pregătit de 18 metri în urma lui trebuie să lucrez parcelă de 50 de arii. Bun, mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ați primit aici la dumneavoastră în fermă. Sunt convins că, așa cum v-am cunoscut, veți face lucruri bune și pe mai departe, cu toate greutățile de care vă loviți, atât dumneavoastră cât și ceilalți fermieri. Și eu vă mulțumesc că veniți Agro TV-ul, sunteți aproape și alături de noi și, cum a spus și la început, sunteți chiar televiziunea care reprezentați mult, mult și arătați mult satului românesc. Aproape tot ce are nevoie, de tot ce are nevoie, ca informare, ca imagine, ca și comentarii, ca și documentare, ca și... Deci sunteți o televiziune aproape de noi și pentru asta vă mulțumesc. Eu, în numele câtor fermieri pot, a câtorva.